Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Porții acum încearcă să ocupe poziție cât mai bună, este luptat de cap al lui Patriche, pe colțul scurt. Prima intervenție a lui Răzvan Patriche, fotbalist care a jucat ani de zile, inclusiv în perioada când Dnepru avea foarte mulți bani și era antrenat de Juan de Ramos. Acțiunea lui Velios, Velios! Ce șansă! Cioiu încearcă să-i paseze lui Will, penetrabilă. Avea între cele mai bune defensive din Liga 1 și o echipă reactivă. Ce aproape! Popa este în spațiu liber în acea zonă. Îi pasează lui Fulo! Frumoasă execuție! Este ocazia de până... Nu-l ajută suficient pe Achim în acea zonă, în flancul drept al apărării oaspeților, unde are William în duel cu Ricardinho. William, șut deviat. Este 1-1 la ocazii. Armaș deviază și mingea trece la o palmă de vin. Același Nemeț și este gol, autogol, cred. Cred că Ureche a respins în Pârfulescu. Nu-mi dau seama dacă mingea a trecut sau nu linia porții. Mă rog, să zicem că Nemeț poate autogol Pârfulescu. Din o centrare bună, balonul lovește transversala. A fost reluarea lui... Nu, n-a dat Tamaș. Ba da, Tamaș a lovit această minge. Era acolo. Poate Mulan, nu face rău! Bară! Nu, Cașini este cel care a dat cu capul. Și a făcut-o foarte bine. N-avea nicio...